Pentru PC-ul sau consola ta o poți face pe G2A, ai linkul în descriere și beneficiezi de o super reducere dacă folosești codul OVI. Ceva băieții și bine ați venit la un nou draft pe canal, nu uita să distrugi butonul ăla de like, hai să încercăm să ajungem la peste 4000 de like-uri dacă vrei să vezi încă un episod din drumul spre glorie, draft to glory, această super serie pe canal. Vă și mulțumesc foarte mult pentru susținerea pe care ați arătat-o față de această serie. Hai să începem, băieți, să vedem formația, după aia capitanul, ok, 4-5-1, 4-4-1-1, 5-2-2-1, 4-2-2-2 și 4-4-2, holding, greu de ales, foarte greu, greu de ales. 4-4-1-1 e o formație foarte interesantă, care s-ar putea să ne placă. Hai să încercăm, 4-4-1-1, hai să încercăm formația asta. Dembele, pă bune? Ăsta-s capitanii pe care mi-i dai? Cum e posibil așa ceva? Clar îl luăm pe Pogba. Hai frate, ce ai? Wow! Bale, ok. Așa mai vii de acasă. Atacant Bale, Lewandowski, Aubameyang, Aguero. Aguero s-ar potrivi la chemistry, dar noi avem pe Bale pentru că, bineînțeles, e mult, mult mai eficient, mult mai bun. Cuadrado, Coman, Lamela, Bolasie, Zaha. Nu prea... Bolasie ar merge mai bine. Bolasie, deși dacă ajunge la finalizare e belea cu el, că nu prea poate să finalizeze. Hai să vedem rezervele totuși. Să vedem ce ne pică aici. Poate un Messi, Ronaldo, noi, Neymar. Interesant, bun. Bun, îl luăm clar pe Neymar. Hai să vedem următorul jucător. Mane, Alexandro, Mariano, Calehon și Sule, îl luăm pe Mane și îl și modificăm, îl și schimbăm aici cu Bolasie. Da, o să fie dificil de combinat Bale acolo. Vedem, vedem pe parcurs. Jovinko, Aspas, Payet. Nu prea avem aici pe nimeni de care să avem nevoie. Lacazette, Cristiano. Luăm pe Cristiano și luăm și LMU să vedem. Aici ne pică Sinclair. Nu ne interesează niciunul pentru că... Da, uite, îl băgăm pe Cristiano, să facem chemistry frumos. Ia să vedem următorul, Mbappe, Kane! Frumos, frumos. Păcat că e atacant ăla, e CF, hai că s-ar putea să potrivească cât de cât, cumva, să vedem cum facem. De Bruyne, Kante! Mamă, nebunie! Wow! De Bruyne sau Kante? Cred totuși că ne trebuie Kante aici. Ne trebuie Kante, da. Mamă, ce nebunie, foarte, foarte tare. Foarte tare echipa, momentan. Hai să vedem fundașul dreapta, Azpilicueta! Bineînțeles că tu ești de-al nostru, Azpilicueta, și pe tine te luăm. Aveam nevoie de chemistry acolo, ne-a picat perfect. Oprac, Itzo, Manolas. S-ar putea să avem problemă cu fundașii ăștia centrali. Da... Dificil de ales. Iau pe Bonucci, poate facem cumva un fel chemistry. Vedem. Glick, Rudiger, Marquinhos. Da, probleme mari cu fundași. Foarte, foarte mari. Nu știu cum o scoatem la capăt. Mina, Opara, Marquinhos aici. Dar n-avem ce să facem. Să fie foarte greu. Hai să vedem fundașul stânga, Alexandru. Dar stânga foarte interesant. Dar nu avem și noi nimic pentru Cristiano. Chiar așa nimic. Îl avem pe Jose Angel ăsta, dar are 75 pace. Mamă, e belea cu 75 ăla. Pe bune e belea. Nu știu ce să zic. Mai bine la joa pe Sandro și vedem noi pe parcurs cum îi combinăm. Hai să vedem ce avem pe lateral. În la rezerveri, Chadli, Insigne, Morata, nu. Nu, și iarăși nu, nu îmi place de niciunul din acești jucători. Se ducem la substituți. Avem nevoie, ne-l dă pe Inzaghi, ok, 79, pace, bla bla bla. Noi avem nevoie de altceva. Avem nevoie de fundeșei. Daniel Ves ăsta, poate cumva aș putea să-l combin, eu știu, cu Sandro ăsta. Nu știu ce să zic. Inzaghi, Lichtsteiner, Inzaghi, ok, e legendă, dar nu prea îmi place de legenda asta. William, hai să luăm pe Lichtsteiner în schimb. Și
putea să-l folosesc acolo cu Sandru, să-l folosesc poate fundaș central, să-l forțez puțin, scoatem Bonucci, facem așa Kante aici. Și parcă... Interesant cât de cât. Am făcut totuși progrese. Hernandez, Coutinho, ok, luăm pe Coutinho, poate un super sub pe care să-l folosim pe parcursul turneului. Fernandez, Keco, Die, ce să fac eu cu voi, mă, băieți, mă? La Liga Santander, RM, bea, Keco, hai că te-am luat pe tine, Keco. Wakaso, Partey, Farfan, Isco, interesant cu Isco, dar nu prea am unde să-l folosesc, doar ca super sub. Ia să vedem. A, mă, îmi trebuia și mie, mă, un fundaș central. Ne-a dat într-adevăr pe Alba, Spaniol. Avem ceva din Spania. Spiricueta, dar e deja blocat pe partea aia cu chemistry bun. Nu prea am cum să-i joc eu pe băieții ăștia. Florenzi, iarăși e interesant. Florenzi și să-l joc cu Manolas. Dar să-l joc fundaș stânga. Asta ar trebui să-l scop pe Sandro. Ia să vedem cum arăta combinația asta, scoate așa și ce vorbesc eu de... Era Bonucci, ok, să joc ceva de genul ăsta, știi? 7-6 sau Lichtsteiner cu Sandro, greu de ales, cred. Sandro mai bun decât Florenzi, dar Bonucci cred că mai bun acolo. Acum gagii ăștia nu prea ne ajută. Totuși, parcă m-ar duce pe Sandro, mă, băieți. M-ar duce parcă pe Sandro să joc, uite, așa și să-l joc. Na, Bonucci nu mai ia bine acum. Rămân 7 cu amândoi. Parcă sunt mai mulțumit de 7-ul ăsta cu amândoi decât Lichtsteiner acolo. Parcă. Să vedem în funcție de ce am luat până acum. Ce portar primim, Dumnezeule, Consiliu e singurul care cred că ia full cam. Da, Viviano. Ia și Viviano, care e mai înalt? Viviano are 6.5 și Consiliu are 6.2. Momentan l-aș lua pe Viviano ăsta. Și vedem, poate ne mai pică unul la final acum. Ia să vedem ce ne pică. Demirel, Sirigu în formă, interesant. Interesant acest Sirigu inform. Foarte interesant. Cred că o să merg pe mâna lui. Și scoatem pe Viviano. Sirigu 85 rating. Da, nu e foarte bun. Avem mulți jucători cu 7, 6, 6. Dar per total sunt Team of the Year. E Ronaldo, e Kante. S-ar putea să funcționeze foarte bine și așa. Managerul e englezul ăsta ne mai ajută puțin și pe englez o să îl luăm. Hai să vedem și primul adversar. 4-3-1-2, Team of the Year, Kane împreună cu Jesus, Sigurdsson. Nu prea e bună echipa, ca să fiu sincer. Hai să începem meciul cum trebuie. Frumos. O, pasăm bine. Deschidem aici pe Mane, pe Mane care deschide scorul 1-0. Absolut superb acest atac. Foarte bine am dezvoltat. Frumos. Mamă, Bale bestie. Foul, ref. Da, ne-a dat foul. Jucat scurt cu Pogba și aș intra pe combinații. Bale la lung, Gareth Bale, 2-0. Ce început perfect de draft și probabil rage quit, ia să vedem. Cred că avem parte de un rage quit. Da, rage quit în primul match. Hai să începem meciul următor. Hai să vedem următorul adversar. Oh la la. Ce nebunie de echipă. 4-3-2-1, Team of the Year. Kante, Informazard, Aubameyang. Kane, Team of the Year, De Bruyne, senzațională echipă. Cristiano, oare marchează? Centrăm acum? Haide mă băieți, mă, ce ratare mare din partea lui Ronaldo. Ce ratare! Oare ratăm din nou? Nu mai ratăm. 1-0, Harry Kane.
Superb, un ball roll, am păcălit fundașul și după aia driven. Oh, frumos! Haide, închide! Oh, nu pot să cred! Cum i-a scos portarul, frate, faza asta? Wow, cum a salvat-o? Văd în gol pe asta. Aproape de un gol direct din corner. Kanté de la distanță! Salvează din nou portarul. Să jucăm la scurt. Centrare, Bale pentru Kane. Ronaldo în careu! În blocaj, mai încercăm tot așa, tot la scurt. Posibil să meargă. Bale execută, parcă mai bine de data asta, dar iese portarul. Pogba acum. Poziție bună, poziție bună. Pogba în blocaj. Pasăm superb, Ronaldo 2 la 0 și probabil urmează rage quit-ul. Da, rage quit și de data asta, hai să mergem în semifinale. Hai să vedem adversarul din semifinală. 4-2-3-1, interesant. Food birthday, Di Maria, Aguero, Hazard, Ozil, Luis Gustavo, interesantă echipă. Cristiano, penalti, domn arbitru, mă că ne-am prins când am tras, mamă ce început senzațional ar fi fost, recuperăm mingea. Kane, trage, apără portarul advers, cred că a fost penalti acolo, ne-am prins exact când să tragem în mingea dacă nu mă înșel. Iar acum singur el 1-0 minutul 9. Ce început avem de meci senzațional. A fost fault? Nu, n-a fost fault. Și avem posibilitatea să dezvoltăm un contraatac. Frumos. Ia să vedem Ronaldo de la distanță. Finesse shot. Cristiano Ronaldo 2-0. Al treilea meci la rând când marcăm golul de 2-0 și vedem rage quit. Hai să mergem în finală. Și adversarul nostru din finală are următoarea echipă. 4-3-2-1. Alexis Sanchez, Mané, Dembele, Messi, Aguero, Dybala. Foarte ofensivă echipa. Foarte, foarte ofensivă. Toți jucătorii de la mijloc sunt extraordinar de ofensivi. Interesant de văzut. Asta e bună. Poate 1-2. Ia să-l vedem noi pe Cristiano. Vai de mine ce preluare a făcut Cristiano. Vai, puteam să marcăm repede. Păcat de preluarea aia. Tacul fusese bun. Oh, și ne prinde el acum. Pericol mare de tot. Bine mă. Ce bine s-a retras, cred că Sandro acolo. Hai Mane cu golul, Mane, și deschidem scorul. 1-0 minutul 13. Hai mă băieți. Haide Kanté, wow, ce tackling în ultima secundă. Crezut că l-am prins. Dar s-a apărat bine. S-a apărat foarte bine. Cristiano! Un șut neconvingător. Hai să fim serioși, n-a fost convingător deloc șutul. Sau de colț? No. Pogba. Prea multe oviță, mult prea multe și riști. Op, ce s-a întâmplat cu conexiunea? Ce s-a întâmplat? Nu-mi zic că și ăsta e rage quit. S-a oprit, ați văzut puțin adversarul, că s-a oprit acolo după ce a pierdut mingea. Văzut că avem noi multe ocazii. Nu-mi zic că e draftul rage quit-urilor. Pe bune? 4 rage quit-uri. 1-0, ok. Nu mă deranjează cu nimic. Am câștigat. Dar mi-aș fi dorit să fie puțin mai disputată treaba acolo. Să nu mai renunțe chiar dacă văd că sunt inferior. Hai să vedem ce premii avem în acest draft. Mega pack și
Premium Gold Players Pack. Nice, și-au și Football Day pe el. Mamă, Mega Pack. Mamă, e nebunie, hai să începem. Mamă, e nebunie Mega Pack-ul ăsta. Este nebunie, ia să vedem. Poate pică ceva bun. Keyboard, frumos. Ce ne pică, francez? Fundaș central ne pică un Titi, 83 rated. Ia să vedem dacă avem și altceva bun. Ia să vedem. Nu prea. E un pack care cred că ar putea să ne aducă. Draft token, bun. Senzație, bun draft tokenul ăsta. Ar putea să ne aducă vreo, să zic, 20k. Dar cu draft token face vreo 35k și hai să vedem și premium gold players pack. Vedem ce ne pică. Pam. Nu e board. Păcat. Totuși e rare gold. Mijucaș defensiv. Ne pică Samaris. În orice caz, băieți, am distrus astăzi toți adversarii. I-am pisat pe toți. N-au avut nicio șansă. 2-0, 1-0 în finală. Au dat toți rage quit. Toți au văzut că n-au nici o șansă. Nu uita să lași un like peste 3500, 4000 și pacoviță. Mai pune încă un episod din Draft spre Glorie. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!